Același lucru vi-l spun ca de fiecare dată și anume mă bucur că ați revenit pe acest canal. Mi-am dat seama că în ultima perioadă nu m-am mai prezentat, așa că pentru că astăzi o să fie un video scurt, m-am gândit să vă zic și câteva cuvinte despre mine. Numele meu este Gașpar Mihai Elena, locuiesc în Cluj la Păcast, în make-up artist și cosmeticiană și de anul trecut, din octombrie, sunt și studentă la UMF, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, la cea mai nouă secție deschisă de ei și anume cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic. Noi suntem primul an, noi suntem cumva cobaii și abia aștept să văd cât de multe chestii voi acumula și câte informații voi afla. Până acum deja am aflat mai multe decât cumva mai multe decât mă așteptam. Mi-a plăcut foarte mult în primul semestru partea de anatomie, chiar dacă nu. Primul semestru recunosc că m-a luat așa cumva foarte pe nepregătite, pentru că nu mă așteptam să fie atât de dificil. Adică, din punctul meu de vedere, eu văd medicina ca și pe un lucru foarte dificil și cu foarte mult. Trebuie să înveți foarte mult, trebuie să fii foarte atentă. Nu o să fac operații, nu o să fac nimic ce ține de partea asta de medicină, dar în același timp mi se pare că și ceea ce facem noi este suficient de dificil și recunosc că m-aș fi așteptat să fie poate un pic mai ușor. Și când am văzut orarul de 12 ore pe zi, am fost ok și acum eu ce fac? Și în continuare mă simt așa pentru că mi se pare că nu mai am timp de nimic. 2 zile sunt full, adică miercurea și joia avem ore de la ora 8 la ora 8, vineri avem jumătate din zi, după care în general fug la salon după ce termin vinerea la facultate, sâmbătă de obicei lucrez. În special acum că o să înceapă perioada evenimentelor și sâmbătă în general îmi pun mai mult machiaje. Duminica e zi de filmat, după cum vă stați și voi bine seama deja. Lunea și marțea în general e zi de salon, e zi de rezolvat tot ceea ce nu se poate în restul zilelor. Așa că mi-este foarte greu să mă organizez. Încă nu sunt în punctul în care să zic că devine mai ușor. Sper să devină pe viitor, sper să pot să mă organizez și un pic mai bine pe viitor. Dar da, cam asta este despre mine. Din luna mai, da, nu vine să cred că o să zic din nou acest lucru, dar din luna mai să mă mut din nou cu studioul. Mi-am dat seama că locația unde sunt acum și unde m-am mutat anul trecut la finalul anului, sau mai bine zis la început de ianuarie, din păcate este mult prea mică și mă simt nevoită din nou să mă mut, și nu aș fi vrut acest lucru pentru că aveam reușit să le pun pe toate la loc, să fie totul aranjat, să fie totul drăguț, dar nu am de ales pentru că am nevoie de mai mult spațiu ca să pot să mă desfășor. Vreau să filmez mai multe și de la salon. Și aici cumva mă împiedică faptul că nu am suficient spațiu să mă plimb, așa că va trebui să mut din nou salonul. Dar iubesc foarte mult ceea ce fac și cumva e pentru prima dată în viața mea când mă duc adevărat cu drag la lucru, chiar dacă stau foarte multe ore, chiar dacă sunt obosită, chiar dacă trebuie să lucrez sâmbetele, chiar dacă probabil anul acesta voi lucra destul de mult și duminicile pentru evenimente pe partea de machiaj. În general, sâmbătă și duminică nu prea mi-au cliente la cosmetică, pentru că îmi lasă zilele libere pentru evenimente, pentru că la cosmetica cumva nu e obligatoriu să o ai într-o anumită zi. Dar, da, îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place foarte mult și partea de cosmetică, și când zic cosmetică mă refer la partea de tratamente faciale, și îmi place foarte mult și partea de machiaj, unde vreau anul acesta să-mi iau mai multe modele. Vreau să lucrez mai mult și cumva să-mi ușurez mai mult munca și să mai învăț tehnici noi. Așa că anul acesta este un an în care vreau să mă ocup mai mult de mine. Nu știu când o să fac acest lucru, având în vedere perioada agitată și faptul că nu termin bine sesiunea, că deja încep alte examene. Dar da, trecem peste, o să fie tot în regulă. Am vrut doar să mă prezint așa pe scurt pentru cei care sunteți noi aici sau care m-au descoperit cu ajutorul acestui video. Și acum, ca să trecem într-o notă un pic mai drăguță și mai pozitivă, nu că n-aș fi fost și până acum, astăzi o să facem descoperirea cutiuței Look Fantastic de luna aceasta. Așa cum am zis și în clipul anterior, aș fi vrut să fac un cu totul alt video și să ne jucăm mai mult cu produsele de machiaj, dar pentru că nu a fost să fie,
am zis că hai să ne ocupăm și să facem și asta, pentru că eu ador când vine fiecare lună cutiuța acasă și nu am absolut nicio fel de colaborare cu ei, fiecare cutie este plătită din bănuții mei, mi se trage în fiecare lună de pe card bani. Mie mi se pare o idee foarte faină de a descoperi produse, chiar am descoperit multe produse faine pe care unele mi le-am recumpărat pentru că le-am găsit și la noi, altele am încercat să găsesc o alternativă și mi se pare mișto să știu că în fiecare lună o primesc ceva, ceva nou pe care pot să-l folosesc și să îl testez. În fiecare cutie sunt deja, sunt după cum bine știți, deja 6 produse, așa că ne bucurăm de fiecare. În primul și primul rând, mă bucur de aceste prinzătoare de păr, elastice de păr, care sunt de la brandul Brushworks. Ați văzut că și în decembrie am primit de la ei o bentiță din aceea pentru păr foarte drăguță și mi se pare foarte drăguță și astea, sunt bej și maro. Și îmi dau seama că ambele ar merge foarte bine cu lucrul meu de astăzi. După aceea avem în interior și o cremă de față de la Gatineau Paris, cred că așa se numește, Long Lasting Hydration, cu vitamina E, cu smochine, cred. Da, abia aștept să o testez. Zice aici că se poate folosi dimineața și seara și ea să evita zona ochilor. Nu știu de ce să se evite zona ochilor, dar o să testăm și o să o vedem mai bine în acțiune. N-am mai auzit de brandul acesta, e posibil să fie și la noi, trebuie să mă interesez un pic. De la un brand de la care am deja destul de multe produse și am testat multe produse pe parcursul timpului, este Mio. Și aici avem un Sleeping Smoothie Overnight Serum. Este un produs pentru corp. Produsele acestea de la Mio, în general, sunt cam toate pentru corp. Zice aici să-l aplici pe pielea uscată, să lași câteva minute să intre în piele, după care să lași peste noapte și dimineața să faci duș. Acesta este și din câte văd aici, conține și AHA, care știți deja că sunt niște ingrediente pentru exfoliere. După aceea, un produs care o să fie foarte potrivit vara. Spun asta pentru că eu fac parte din categoria persoanelor un pic mai plinuțe. Nu sunt slabă, niciodată n-am fost. Și care are niște picioare foarte drepte și în momentul în care umblă, se freacă între ele. Și vara nu pot să port niciodată fuste sau rochii sau orice ce nu e pantaloni fără să mă irit. Din acest motiv, acum, nu știu, să fie 4 ani, 5 ani, oricum înainte de pandemie, am descoperit niște pantaloni scurți care sunt din același material ca și lenjeria intimă, mi-i cumpăr întotdeauna din magazinul H&M și pe care îi port, am pe negru și am pe culoarea piciorului și port de fiecare dată sub fuste sau sub rochii. Mi se pare unul la mână că mă protejează să nu mi se irite picioarele și doi la mână mă protejează de privirile indecente și de acele adieri ale vântului care îți ridică fusta. Iar acum văd aici că avem un stick care te ajută să nu te iriți între picioare, cumva să nu te freci între picioare. Eu am mai avut în trecut un stick care recunosc că nu m-a ajutat, nu era special anti-frecare, cum este acesta, era un stick anti-iritație cumva, care puteai să-l folosești și pe tălpi și oriunde. Acum o să îl testăm și o să vedem exact. Este de la First Aid și îmi place super mult brandul acesta, l-am tot avut în trecut. Îmi plac foarte mult că au niște ingrediente, au niște produse foarte hidratante pentru piele. După aceea avem și un lac de unghii, care îmi place super mult culoarea, nu l-am aplicat. Este de la Nail HQ. Crimson Nail Lacquer, este un roșu mai spre burgundiu, sper că se vede și acolo la voi mai bine pe cameră. Și ultimul produs din cutie și produsul pe care recunosc că sunt cea mai încântată dintre toate cele 6 pe care le găsim aici, este un produs de la Anastasia Beverly Hills. Da, cred că este varianta full size, se numește Brow Genius Brow Serum. Are 2 ml și, după cum îmi spune și numele, este un ser pentru sprâncene, lucru de care eu sunt foarte încântată pentru că știți deja că sprâncenele mele nu sunt neapărat în cea mai bună
perioada lor. Au avut perioade mai bune, au arătat mult mai bine de atât, dar ce să facem dacă nu mai cresc? Noroc că există produse pentru sprâncene. Sunt foarte curioasă dacă o să facă o diferență serul acesta, pentru că eu din absolut toate produsele și toate serurile pe care le-am încercat până în acest moment, nici unul nu a făcut o diferență și nu am văzut să crească păr de la ele. Așa că nu știu ce să vă zic. Să sperăm că vreodată voi găsi și eu un produs care să zic, mamă ce mișto este și mi-a făcut să-mi crească cel puțin golurile. Chiar dacă nu o să mi se facă foarte stufoase sprâncenele, sper să crească golurile, să nu mai trebuiască să stau dimineața la ora 5:30 înainte să mă duc la facultate, să mi le desenez pentru că viața mea ar fi mult mai ușoară. Da, da, acesta a fost și videoul de astăzi, aceasta a fost cutia Look Fantastic pe luna aceasta. Vreau să-mi ziceți dacă voi ați testat vreunul din produsele acestea, dacă v-a atras atenția, în mod special unul dintre ele și vreți să povestim mai multe. Și mai ales vreau să știu dacă voi sunteți abonați la Look Fantastic. Mie mi se pare o idee foarte mișto și vreau să știu dacă mai știți și alte astfel de cutii, dar care să aibă un preț decent. Adică cutia aceasta, dacă bine țin minte, e 85 de lei, lucru care mi se pare foarte decent, având în vedere că poți să testezi mai multe produse. E adevărat că sunt cutii care poate au mai multe miniaturi, dar nu mă deranjează acest lucru. Însă nu vreau să dau pe o cutie, de exemplu, nu știu, 150 de lei, aș da maxim 100 de lei. Așa că, dacă voi știți și alte cutii, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii și hai să povestim un pic și acolo, să vedem și să ne cunoaștem. Și dacă vă face plăcere, mi-ar plăcea să-mi scrieți de unde sunteți și ce faceți voi în viața de zi cu zi. Mulțumesc frumos pentru vizionare, sper că v-a plăcut videoul de astăzi și noi ne vedem săptămâna viitoare. Vă pupăm!